Un bărbat din localitatea Stâna, județul Sălaj, a făcut o descoperire chiar în pădurea de lângă municipiul Zalău. El deține un detector de metale autorizat cu care vineri 16 iunie 2023 a găsit o spadă din bronz, asemănătoare cu cea găsită tot vineri în Germania, care a fost datată ca fiind de 3000 de ani. Domnul Cosmin a predat spada de bronz luni dimineața la primăria Zalău, iar aceștia au predat-o către Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniul Național Sălaj, de unde va merge la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, iar acolo se va face expertiza. Căutătorul de comori a cerut recompensă conform legii pentru a putea investi în echipament mai performant, deoarece detectorul care îl are a fost primit cadou. O sabie de bronz, din ce am înțeles eu, foarte asemănătoare, că s-au găsit, cred că exact în ziua aceea, vineri, după masă, am găsit sabia, foarte asemănătoare găsită cu cea în Germania, cu mici, mici diferență. Păi, într-o pădure din jurul Zalăului. Vineri, cam în jur de ora 5, am identificat locul cu detectorul de metale. Am mai găsit o urnă funerară, acolo trebuie să se cerceteze locul, cuțite, topoare de fier, doresc să o predau la primărie. Din ce am înțeles de pe internet cum se vorbea, am înțeles că ar fi la câteva sute de mii de euro valoare. Și aici, în partea asta. ...17-18, semnal stabil. Mă, să nu fie conservă stabilă. Că... Asta-s chiar că a fost. Să pun să se vadă cumva. Și destul de mare. Foarte mare. Și mai continuă încă. Hai că renunțăm la cazmau și ne luăm un alt mai subțire, că bronz, cupru, ceva, dar e ceva foarte interesant. Așa. Eu cred că am avut noroc cu asta. Wow, mamă. Așa, ceva sap și de mai durează 2-3 ore sau întunec aici, dar sap cât de încet să nu fac ceva să o lovesc. Sabie sau naci, păi de aici, să zic, 25, 50, mai bine de 50 de centimetri, că e cumva încovoiat în jos. Aici. Da, uitați chestia. Sabie îi. Lemnul. Să mizerie de pe așa nu se deteriorează. Că mi trebuie să o că mai încoace. Asta da adrenalină.